Alege Safer pentru o viață mai sigură! Bun venit pe Atutec! Intrăm din nou într-un mod mai amănunțit pe sistemul de supraveghere video analogic. Discutăm despre funcții inteligente de recunoaștere facială, unde putem crea o bază de date după recunoașterea fețelor umane. Nu uităm de funcția WeSense, care ne ajută să surprindem cu ușurință persoane și vehicule, dar care și facilitează căutarea simplă după aceste două categorii. Noile DVR-uri Safer E3 cu soft îmbunătățit de ceva timp au sosit. Produsele se află pe site-ul nostru adute.ro sau se pot accesa din descrierea acestui video. Noua gamă Safer E3 cuprinde o gamă variată și enumerăm două categorii, 4K și Full HD. Acum găsești DVR Full HD cu 4, 8 și 16 canale, dar trebuie să fii atent că aici merg doar camerele analogice Full HD, dar vezi că poți conecta și camere IP în aceeași rețea cu DVR-ul. Dacă dorești ceva mai puternic, îți recomandăm DVR-urile 4K cu 4, 8 și 16 canale. DVR-urile 4K suportă camere cu rezoluții mai mari, cum ar fi cele de 8 megapixeli, ce au un senzor mai avansat decât al camerelor Full HD. Ai chiar aici un video în care dezbatem câteva idei despre rezoluții și tipuri de camere video. Titlul este 5 mituri discutate în supraveghere video. Sau, dacă nu cunoști diferențele între un sistem IP și un sistem analogic, te invit să urmărești acest material. Sistem de supraveghere IP sau analog. La secțiunea de supraveghere video găsești o groază de episoade interesante din care poți învăța foarte multe și singur. Cred că am discutat suficient despre noua gamă DVR-urilor Safer, iar acum hai să intrăm în meniul acestuia. Facem o scurtă prezentare. În stânga găsim modul de căutare pe DVR, ce ne ajută să vedem fișierele audio-video captate de camerele video și înregistrate pe hard disk. Mergem mai departe, secțiunea alarmă. Aici putem activa sau dezactiva alarmele de pe DVR. Trecem mai departe la modul AI, unde găsim funcțiile inteligente suportate de acest DVR, funcția precum detecție facială, comparare față, funcții IVS, tripwire și zonă abandonată, SMD, Smart Motion Detection. Mergem mai departe la modul de întreținere. Pe acest mod putem afla mai multe detalii despre DVR-ul nostru, modelul dispozitivului, câte canale are, versiunea hardware și, după cum se vede, chiar aici puteți citi și dumneavoastră serialul și așa mai departe. La secțiunea Manager puteți reseta la fabrică acest DVR sau îi puteți actualiza update-ul. De obicei, eu vă recomand să lăsați update-ul activat pentru ca acesta să își poată face update și singur. Mergem mai departe pe această săgetuță și găsim secțiunea Copiere fișier. Cu această secțiune puteți extrage fișierele audio-video de pe DVR. Dacă nu știi cum să extragi un fișier audio-video de pe un DVR Safer, te invit să accesezi videoul din dreapta sus sau vezi că îl poți găsi și în descrierea acestui video. Trecem mai departe la secțiunea afișare, unde puteți selecta rezoluția imaginii pe acest DVR, de fapt pe acest monitor care este conectat la DVR, dar în cazul meu, eu m-am conectat cu DVR-ul printr-o placă de captură. La audio nu are sens, bun. Mai departe mergem la secțiunea cameră și vă arăt setările făcute de mine la secțiunea codific. Și am instalat două camere pe primul și pe al doilea canal, eu vă recomand să faceți aceste setări. La strategie de codare puneți Smart Codec, tipul îl lăsați pe general. Nu uitați că pe site-ul nostru vă puteți calcula dimensiunea unui hard disk, capacitatea sa de stocare. Compresia o las pe H.264, deși avem și H.265 care ne ajută la înregistrarea fișierelor la o dimensiune mai redusă cu 50%. După cum v-am mai spus și pe alte videouri, eu folosesc compresia H.264 pentru că mă ajută foarte mult la softul de editare. Dacă aș pune H.265, aș avea ceva probleme la importul imaginilor. Rezoluția, după cum se vede, 4K, 7 frame-uri pe secundă, calitatea o trec totdeauna pe 6, și rata de biți va trebui să o pun pe 6144, cred că s-a schimbat, dar e așa a fost. Merg mai departe pe canalul numărul 2 și găsesc același lucru. Cam acestea sunt setările mele. În cazul în care aveți camere cu audio, trebuie să bifați aici de la secțiunea de mai mult pe audio și alegeți HDCVI. Bun. Mai dau o dată aplică, anulare. Aici la stocare găsiți hard disk-ul unde îi puteți selecta o grămadă de setări, să se suprascrie, să se oprească atunci când a ajuns la capacitatea maximă și așa mai departe. Puteți selecta programul de înregistrare pe hard disk, general, detecție la mișcare sau la alarmă și așa mai departe. În cazul meu, eu o să las pe general și dau aici un aplică.
Trecem mai departe la Manager Disk, unde puteți formata hard disk-ul. Selectați aici, ștergeți baza de date, după care trebuie să completați parola de configurare a DVR-ului. Bun. DVR-ul se mișcă foarte bine, este un i3, o versiune mai nouă. Uite aici puteți selecta să verificați hard disk-ul, care este deja instalat pe DVR. Îi puteți vedea toate erorile în cazul în care acesta are ceva erori și atunci va trebui să-l schimbați. Și pentru această chestie mai am un video pentru voi și vă rog să-l accesați din partea din dreapta sus dacă vreți să aflați cum se testează un hard disk. Continuăm cu secțiunea sistemă. Această secțiune o puteți întâlni și la începutul configurării DVR-ului. Bun, trebuie să alegeți timpul sistemului, data și ora, fusul orar și neapărat să salvați aici după ce îl alegeți. Mi s-a mai întâmplat să-l aleg, să dau aplică și să mă trezesc peste 2 zile că nu era bine setat fusul orar și ora și vă dați seama, nu mai puteți căuta fișierele după ora prestabilită. Bun, avem aici modul standard, puteți denumi DVR-ul dumneavoastră și așa mai departe, puteți alege formatul video. Pe Europa este PAL, în celelalte țări, pe celelalte continente se folosește NTSC-ul. Puteți da și un search pe Google dacă doriți să aflați mai multe despre aceste standarde video. Bun, sărbătoare, aș vrea să fie într-una sărbătoare și toată lumea să câștige câte ceva. Bun, am uitat, am sărit peste rețea. La rețea aici puteți adăuga DVR-ul pe aplicația de MSS și alegeți conexiunea P2P. În cazul meu de față, DVR-ul este deja conectat la rețea și pentru a putea adăuga acest DVR, trebuie să accesați videoul din dreapta sus sau din descriere, pentru că nu o să vă mai arăt acum această metodă. Dar se scanează acest cod QR din dreapta și se adaugă DVR-ul prin parolă și user. Securitate, serviciu de sistem, sincer să fiu, niciodată nu am umblat la această secțiune. Se observă multe setări pe aici, criptare, CA, în fine, asta nu mă interesează pe mine. Și aici avem contul. Cam atât pe astăzi despre noua gamă Safer i3. Ne revedem data viitoare cu noi episoade, dragii mei. Până una alta, dacă aveți mai multe întrebări, vă aștept în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare!